Clopoțelul a sunat astăzi mai devreme decât de obicei pentru a-i aduce pe elevi în bănci. Înainte de a-și revedea sălile de clasă, ei au luat parte la ceremoniile de deschidere a noului an școlar, la care au participat pe lângă dascăl și părinți și reprezentanții administrației locale, județene sau centrale. În cuvântul lor, aceștia i-au îndemnat să se pregătească cât mai bine pentru a putea să-și construiască un viitor cât mai frumos. Anul acesta însă este deosebit, din două motive. Unul, pentru că orașul nostru sărbătorește 650 de ani de atestare documentară și doi, pentru că România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire. Dragi elevi, când vă veți duce în sălile de clasă, veți găsi două simboluri ale țării noastre. Drapelul nostru național și stema națională. Dragilor, haideți să învățăm să ne iubim între noi. Haideți să învățăm să fim din nou români. Haideți să învățăm să iubim România. Nelipsiți de la ceremoniile de deschidere a noului an școlar au fost și polițiștii, care au grijă ca ei să fie în siguranță. În acest sens, ei le-au dat câteva sfaturi elevilor. Vouă, elevilor, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an plin de reușite, cu rezultate foarte bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că printre cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere, ne aflăm și noi polițiștii. Dacă nu știți ceva, întrebați-ne. Dacă aveți o problemă, apelați cu încredere la noi. Dacă vreți să ajutați pe cineva și nu reușiți singuri, vă vom ajuta și noi. Cu regretul că vacanța mare a fost prea scurtă, elevii au pășit în clase cu speranța că vor trece cu bine peste noul an școlar și vor obține rezultate cât mai bune. În ce clasă ești? A 6-a B. Ia spune-mi cu ce gând încep noul an școlar. De bucurie, forții noi. Aștept să învăț cât mai multe lucruri noi, mai ales că o să avem și o materie în plus și sper să terminăm cu succes toți. Bucuroasă că a început școala? Da. Voi avea materii noi? Da. Cum crezi că va fi? Cred că va fi destul de bine. Trebuie să depunem puțin efort pentru a reuși să obținem note mari. Cred că va fi frumos. Deocamdată, nu știu. Ești bucuroasă că începe școala? Nu prea. Conducerile unităților de învățământ și-au dat silința ca elevii să învețe noul an școlar în clase cât mai bine puse la punct, iar profesorii le-au urat mult succes, asigurându-i de sprijinul lor. Toată vara, să știți că am muncit pentru a avea aceste rezultate. S-a lucrat intens, a fost igienizat întreg spațiul școlar, astfel încât procesul instructiv educativ să se desfășoare în condiții optime. Doresc copiilor un an școlar plin de realizări. Peste 55.000 de elevi au trecut astăzi pragul unităților de învățământ din județ. Peste 3.000 dintre ei au făcut-o pentru prima dată, ei fiind cei care vor frecventa cursurile clasei 0.